Printre ultimele instituții încă neîngenunchiate definitiv, justiția a ajuns calul de bătaie preferat al președintelui Băsescu. Scoși vinovați de impotența puterii politice, de a convinge Europa că merităm viza Schengen, magistrații continuă să-și apere drepturile. Judecătorul Mona Pifniceru, președintele Asociației Magistraților din România, care a avut curajul să-l înfrunte public pe Traian Băsescu, vine vineri la Vorbe Grele cu Victor Ciutacu, de la ora 23, la Antena 3.